Sunt vreo 15 întrebări. Cumva de s-a anticipat ceva pe parcursul anului 2020, evident referitor la fotbal. N-am pus și extra fotbal, am zis să nu... Poți să pui și extra fotbal, poate anticipezi mai bine extra fotbal. Bun, și le luăm în ordine, să vedem. Hai să vedem. Prima întrebare. Asta mi se pare chiar întrebarea anului 2022, chiar peste dacă FCSB va lua titlul sau nu. Chiar dacă sunteți manager la FCSB. Cred că merge în baraj. Deci credeți că scapă de ultimele două locuri și merge în baraj? Da. Și la baraj? Nu retrogradează. Argumentele vreau să fie în care? Bă, stai că nu mai e Redic, e Stoican. Păi, da, să... Mă pregătesc să spun că... E... Nu știu, bă, acum trebuie să explic fiecare, nu știu, cred că... Nu știu. Cred că va avea un play-out bun. Nu e echipă atât de slabă, adică a făcut puncte mai puține decât merita ca joc să facă. Și a pierdut niște meciuri. Și ca lot. Acum, mai punem, te rog, întrebarea asta, o repune-o pe tapet după ce aflăm ce jucători vor veni și ce jucători pleacă. Pentru că e și asta foarte important, că dacă pleacă 15 jucători, vorbesc degeaba. Nu cred, dacă rămâne Rednic, da, cred că se întâmplau lucrurile astea. Pentru că eu am văzut argumentul lui Iuliu Mureșan în care chiar chestia asta a spus. Eu nu puteam să-i fac pe Plaru Redic când semna să desfințez Dinamo dacă rezileam cu 19 jucători. 50-50%. Nu pot. Cam așa. Deci șanse 50-50. Păi șanse 50-50 înseamnă că nu răspundeți, practic. La bine, nu va retrograda. Nu va retrograda, va ajunge la baraj și se va salva la baraj. Și se va salva la baraj. Cu... nu știu cu cine o să joace. Aia nu știu. Masa verde nu titlu. Va câștiga FCSB titlu? Păi dacă PSG ca să câștige FC Argeș, nu zic eu, câștigăm noi. Da, dar nu cu convingere. Zic da pentru că n-am cum să zic nu. În alți ani erați, nu știu, bine, nu era distanța asta. Și erați de multe ori, acum nu știu cum gândeați exact, dar în aparițiile publice spuneați, vom lua titlul, pentru că, și aduceați diverse argumente. Doane, eu nu mai vorbesc de vreo 4 ani cu presa. Nu știu unde mă vedeai tu spunând chestiile astea. În ultimii ani, sunteți de 20 de ani la FCSB. În ultimii ani n-am vorbit cu presa. Nu prea aveam cum să... Am mai scris câte ceva, am mai comentat pe Facebook, dar n-am vorbit cu presa. Da, dar nu sunt sincer. Nu cred! Da, va câștiga, dar nu cred. Ce să mai... Ceva mai clar decât asta nu există. Și la dau ăla, dați-mi două argumente pe care vă fac, vă determină să spuneți da, FCSB va lua titlul. Care sunt avantajele pe care cred, FCSB le-ar avea în fața CFR-ului? Trebuie foarte mult, trebuie foarte. Da, pentru că cred că nu vor fi greșeli de arbitraj. Nu vom avea jucători accidentați și suntem echipa cea mai bună. Și că putem să refacem ecartul, pentru că se înjumătățește. Mi se pare că dacă CFR are lotul tot valid, o situație ipotetică pe tot parcursul campionatului. Păi FCSB e mereu lotul valid. FCSB, au mai avut și aia. Au avut două luni, asta că unul, două luni, la noi era în loc. Că n-a jucat primele câte etape? Cred că primele 10 4, etape. Stai, lasă că au 7.000 de fundași central, nu era mare. Și FCSB ar avea la fel tot lotul. Da. Care lot vi se pare mai bun? Lot, deci nu mă refer la primul 11. La primul 11, noi, clar. Clar noi. Uite-te pe Transfermarkt. Da, are un lot mai bun? Acolo e diferență de... Practic aproape egalitate. Da, e egalitate? Un milion, două, aia... Mai valoroși noi. Mai maturi și mai pregătiți pentru luptă ei acum, dar mai valoroși noi, indiscutabil. Eu nu să compar pe Octavian Popescu cu Petrila, cu tot respectul. N-am cum. Am dat exemplu că joacă pe aceeași poziție și sunt jucători sub 21. Chiar nu se poate compara. Bun, următoarea întrebare are practic legătură cu primele două. Da. Ce e mai probabil? Dinamo se retrogradeze sau FCSB se ia titlul? Dinamo se retrogradeze, indiscutabil. Deci e mai probabil asta? Da, clar. Am înțeles. Da. Ok. Păi uite-te, noi, Dinamo e pe poziția retrogradantă. Acum, da. Da, și noi suntem la 10 puncte de CFR, deci clar că vorbesc pe fapte. Cine va fi selecționerul României? Aici o previziune pe care o faceți.
Pentru că încă nu s-a anunțat, deși a trecut mai bine de o lună de când România nu are selecționer. Și au trecut deja două săptămâni de la Crăciun, nu? Parcă înainte de Crăciun trebuia să avem selecționer, așa ne spunea... Pe 20? E, Da, 20 zicea Petrescu că răspunsul. Nu, și Mihai Stoichiță a spus la începutul lui decembrie că de Crăciun vom avea selecționer, nu? Greșesc? Da, așa a zis. Pot să zic doi? Da. Edi Ordănescu sau Adrian Mutu? Interesant, deci pe Beloni nu-l luați, încă v-am crezut că... Nu, zi, păi Beloni dacă, sau... dacă nu... Deci pe Mihai Stechiță? Știi cum e la firmele astea ce vedem noi prin filme, că la noi nu, e Silent Partner. E firma cuiva, dar nu se știe, nu apare, Silent Partner. Mihai Stoichiță e Silent Partner la echipa națională. Ultima aventură ca principalul Mihai Stoichiță, știți care a fost? La Petrolul. Da. În anul în care a retrogradat Petrolul, că e important de spus și asta. Da, în partea a doua finalul, a sezonului. Nu, în prima parte, cred. Știu și vrei în să fiu răutăcios, că a mai fost o dată. Vezi că a antrenat la Sheriff Tiraspol prin 2013. Nu, poate el a făcut echipa asta. Poate el a făcut echipa asta, poate atunci a pregătit-o. Prezență, da. Pentru că noi la echipa națională în ultimii 5 ani am adus doi selecționeri care cumva ieșiseră din circuit. Iordănescu prima dată, când a plecat Pițurcă, și Daum a doua oară. Da, dar Iordănescu era angajat la federație, era, la fel ca Mihai Stoichiță. Director tehnic sau ce era, pe funcția lui Stoichiță și cu totul trebuie să antreneze. De asta m-am gândit Stoichiță, pentru că l-a propus și Mudică pe Stoichiță. E ironic, mă rog, dar și Mudică ne mulțumim că nu e și el pe listă. Atâta timp cât așteptăm, putem să mai comentăm. Uite, asta e o chestie foarte interesantă. Poate un antrenor nu poate să conducă mai mult de două echipe într-un sezon, corect? Da. În România. Ar putea să conducă două echipe și în plus echipa națională, deci ar fi a treia echipă? Cred că este o temă de reflexie. Păi depinde cum privești sezonul la selecționer. Păi nu, eu privesc sezonul că începe acum sezonul, adică asta. Na. Nu, la națională, practic, urmează alt sezon. Amicale, este că nu ai două meciuri amicale momentan. Au anunțat unul. Nu vi s-ar părea o regulă bună ca o echipă să nu aibă voie să aibă mai mult de doi antrenori într-un sezon? Întreb, ca regulă. Ba da, și ce faci cu Craiova și cu Dinamo? Păi, la nu, așa, e puțin cam... Na, nu prea e... În momentul în care numești un antrenor, înseamnă că îi dai credit. Da. Chiar nu e ok să-l și dacă bagi regula asta, cumva așa te obligă, chiar dacă tu vrei să-l schimbi, să mai amânti, da, gândindu-te că... Se poate, Dani, se poate dribla. Se poate. Păi în România se poate dribla orice. Ții la mișto și... Da. În România primul lucru la care se gândește e cum dribli ceea ce s-a dat, ca lege sau nu neapărat logic, în fotbal. Logic. Mai departe. Și am zis în ordine alfabetică, să nu cumva să interpreteze. Ok, păi oricum e înregistrată emisiunea, deci nu... Păi bineînțeles. Și trebuia să specifici că habar nu aveam de asta. Pe ce rol va termina România grupa din Liga Națiunilor? Suntem cu cine? Bosnia, Finlanda și Macedonia. Muntenegru. Muntenegru. Pe podium. Bine deci că te-ai spus în primele patru. Pe podium, a? Păi cum să zic în primele patru? Păi ce zic la mișto? Eu zic serios, pe podium. Deci nu-mi dați un loc. Podium e suficient. Deci nu terminăm pe ultimul loc, asta e ideea. Clar. Bun. Mai departe. Va avea România echipă în grupele Champions League în vară, evident, acum. Da. Nu. 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 Mi se pare imposibil. Mi se pare că trebuie să ai un culoar foarte, foarte... Trebuie să ajungi în play-off-ul Champions League, se ajunge greu. Și în play-off-ul Champions League trebuie să nu prinzi, știu eu, Young Boys Berna, să nu prinzi un Salzburg, habar n-am. Să prinzi... A fost, de exemplu, un meci în care cu orice echipă, teoretic, picai, aveai șanse, era play-off-ul dintre Dinamo Zagreb și Sheriff Tiraspol. Da. De exemplu, când CFR a jucat acel play-off cu Slavia Praga, mi s-a părut inabordabil acel play-off? Era diferență mare. Dacă marca, parcă Rondon a avut o ocazie imensă în retur. Sau Omrani. Nu. O ocazie. Prin fața porții. Prin fața porții, exact. Și dădeau golul 1-0, eu cred că se califica CFR. Asta spun. Eu la asta mă gândeam. Nu. Dar a fost culoar bună la. Deși Slavia era cam bună atunci. Era după diferența aia, mare. După aia a căzut Slavia. Dar la momentul ăsta, uite, Olympiacos, care credeam că e balaur, a fost eliminată de fără drept de apel. Da. Nu mă așteptam la asta. Aia a fost surpriză mare ca Ludogorets să scoate Olympiacos. Depinde cum prinzi echipele. Pe Young Boys Berna îi văd prea bun. Doar că, gândește că și Young Boys Berna acum vreo 4 ani de zile, erau nimeni în fața lui Basel.
Bine, noi nu prea i-am văzut în ultimii ani. Și să câștige titlul Young Boys anul ăsta. Deci am văzut că și-au revenit în campionat. Da, adică pe... depinde. Poți să prinzi Young Boys la anul ăsta, să fie Young Boys de anul ăsta. Este nu. Răspuns nu. Nu. Bun. Nu. Mai departe. Va juca FCSB pe stadionul Steaua în 2022? Slash Arc, slash Arena Națională. Păi, e perfect egal. Nu, să știți că nu am niciun fel de problemă. Nu, dar pe Arena Națională jucați. Mama mea stă chiar lângă stadionul Steaua și trec des pe acolo. Nu tresar. Nu-mi zice nimic. Că e situația asta, de asta. Nu, crede-mă, nu e adevărat. Nu știu. Nu mai are nimic de a face cu ce a fost. Nu, dar după e pur și simplu un stadion nou. Și nu v-ați dorit să jucați acolo? Nu neapărat. Dar ce credeți? FCSB va juca sau nu acolo? Că asta e ideea jocului. Ce cred eu? Da, ce credeți dumneavoastră, normal. Cred că nu. Credeți că nu? Nu. Ok. Eu aș vrea să jucăm meciurile cu echipele, meciurile care nu suscită un foarte mare interes, aș vrea să le jucăm pe stadionul de la Arc, iar meciurile cu Dinamo, cu Rapid, cu CFR, Craiova, cu Craiova, pe Arena Națională. Bun. Nu mă interesează Ghencea deloc. Bine, următoarea întrebare ați răspuns cumva. Adică, de fapt, ce e mai probabil? Echipă în grupele Champions League sau FCSB pe Ghencea? FCSB pe stadionul Steaua. Deci nu luați în calcul deloc, văd, echipă în grupele Champions League. Bun. No. Mai departe. Dar mai e și replica aia. Dar surpriza o vom face noi. Da, e din cine va fi golgheterul campionatului? A, bine, asta înțeleg substratul, că știu să citesc printre rânduri, dacă pleacă Tănase, cine va fi... Și asta e o variantă. Da. Că spuneți dacă nu adică pleacă, dacă este Tănase, clar, Tănase dacă rămâne. Da, și de-aia nu pot să spun altul, de fapt, nu pot spun Tănase ca să spună ce faci, mă, nu vrei să plec, ai ceva cu mine, nu, e copilul meu. Tănase dacă rămâne, da. Dacă pleacă Tănase... Hefte, Betancur. Hefte. Da. Cred că următorii sunt Ivan, de fapt următorii, că Hefte între Hefte și Ivan. Da, între Hefte și Ivan, da. 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 Rămân pe Hefte. Hefte. Bun. Da. Mai departe. În 2022. Nu cred că vindem noi. Numai noi putem să vindem pe sume mari. Deci, uitați că există vreo altă echipă în România Craiova care să ne... Și dar nu ca noi. Păi a vândut, dar nu ca noi. Aici vorba va fi în 2022 cea mai mare sumă. De exemplu, anul trecut, în 2020, cea mai mare sumă a fost pe Mihăilă, nu? Cred că da. El a plecat în toamnă. Da, că Man a plecat în 2021, la început, da. Ce fotbalist din Liga 1 va fi vândut în Africa, cea mai mare sumă? Nu spune producătorul că sunt 3 milioane și gata, am închis din... Da, dar eu n-aș vrea să plece și na. Clar că la noi sigur nu pleacă ăștia pe bani mulți în 2022. Chiar n-am nicio idee aici. N-am nicio idee. Stai să mă gândesc. Craiova mai vinde mai bine, pe cine ar avea marfă vandabil? Ivan ar fi cel mai... da, a fost? CFR? Petrila. Du-te, mă, cu Petrila. Ce să facă cu Petrila? Am auzit că a venit Lille să-l ia. Când îl vedea pe Petrila la Lille... Da. Eu mă uit și la meciuri de prin campionatele astea și... Păi și pe cine vreau să spui de la CFR dacă ai ajuns păi nu, mă gândeam acolo. Nu, nu știu. Omrani, poftim, va fi vândut. Zic și eu așa. Ok, da. Bun, mai departe. Da. Asta e chiar... Nu e atât de grea. Asta ba, ce de stoican zici sau ce? Nu stoican. Stoican, nu. Păi da, și eu am în minte unul, dar sunt curios să... Păi am început emisiunea cu discuția. Totuși primul, adică e bine al pui. Hai mă, lăsați-mă. Nu, eu mă gândesc la bar. Primul veni, primul plecat. Bine. Na. Dar nici la, nu e ok să spun o chestie de genul ăsta pentru că sunt mulți pe care îi respect și mi arată obrazul. Nu. Nu. Nu răspundeți asta. Nu. Eu mă gândesc la Perici și contextul în care el lucrează acolo, pentru că l-am văzut de foarte multe ori sub presiune la anumite meciuri, pentru că și acolo e un primar care
destul de imprevizibil. Ar fi o tâmpenie, da. Echipa. Va câștiga Junior Gulescu nou mandat de președinte al EPF, aici apele și la... Nici nu știu când sunt alegerile. Și, în toamnă. În toamnă, acum. Da, se fac 5 ani de la precedent. Dacă va candida, da. Dacă nu va candida, va fi Justin Ștefan, nu știu. Nu, dar ne credem, înainte mă mai interesau chestiile astea, vorbesc foarte serios. Deci mă interesează doar fotbal, nu mă interesează chestiile astea de culise deloc, nu mai, n-am mai fost la o ședință, nu mă interesează deloc. V-ar îmi spune tenta? Vali, îmi spune Vali post? Pe mine? Da. Niciodată. Nu v-ar tenta. Nu, niciodată. Niciodată, nu mă văd nici în federație, orice post îmi spui sau în ligă, n-am cum, nu știu, eu... Și o slipit de echipă. Nu, n-am, niciodată n-am gândit la așa ceva. Okay. Nu am fost propus în comitetul executiv la momentul zero în fotbal românesc. Eu cu Șiman. Și să mai vedem trei întrebări. Da, gata. Vreau să vedem și... Da. Cine a câștigat Champions League? Suntem înaintea practic... Manchester City. City, da? Da. Ok. Cine va câștiga campionatul mondial? Asta e ceva mai încolo, dar... Bunii, cine aș vrea eu s-ar putea să nu se califice, deci nu știu ce deci să zic. De parte, da, Anglia. Anglia. Și nicio cine, va, aruncat, cine va fi balon de aur? Cine va fi balon de aur? Mbappé. Mbappé.